înclineze spre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Amin. Hristos a înviat. Da. De ce mi-era și groază și frică? Am venit de acasă puțin așa înspăimântat de gândul acesta că trebuie să încep slujba aceasta cu biserica, cu scaunele goale. N-am vrut să mai văd priveliștea aceasta niciodată, pentru că știu că în urmă cu un an și ceva am început biserica Betleem și același sentiment îl aveam. Ne-am obișnuit să vă așteptăm pe fiecare dintre dumneavoastră și să vă vedem la locurile dumneavoastră. Ne-am obișnuit să venim aici în casa lui Dumnezeu și biserica să fie plină și să se coboare slava și prezența lui Dumnezeu și fiecare dintre noi să fim cuprinși de puterea lui Dumnezeu. Trăim o vreme interesantă. Trăim o vreme dificilă, o vreme grea pentru biserica lui Dumnezeu. Dar în dimineața aceasta, o dimineață specială, o dimineață în care sărbătorim învierea Domnului Iisus Hristos, aș vrea ca acest cuvânt pe care îngerul l-a transmis în dimineața învierii: nu vă temeți, și mai apoi Mântuitorul a continuat și a fost primul cuvânt care l-a rostit: bucurați-vă, ca o poruncă. Aș vrea ca sentimentul acesta să ne cuprindă pe fiecare dintre noi. Și acolo unde stați fiecare, la casă de dumneavoastră, stați confortabil și vă uitați la noi și poate aveți același sentiment că trebuia să fiți undeva în biserică și să simțiți acel susur blând al Duhului Sfânt. Este greu. Este greu, dar știu că mai greu a fost pentru femeie atunci când s-a trezit în dimineața aceea, în dimineața aceea interesantă, și a fost așa de greu să meargă la mormânt. Ele știau și credeau că este acolo Iisus, este acolo într-un trup neînsuflețit și au pregătit miresme. Și a fost greu să meargă în cimitir de dimineață ca să pregătească trupul Domnului. Dar a avut o uimire. Piatra a fost dată la o parte, mormântul era gol, pentru că Iisus a promis că va învia și va învia după cum a spus și Scriptura, lăudat să fie Domnul. De aceea, haideți să păstrăm un moment în care să putem să ne rugăm înaintea Lui. Poate poți să închizi ochii, poate poți să te ridici în picioare sau să te pui pe genunchi. Dar ar fi bine ca să iei o atitudine potrivită și să facem o rugăciune. Stăm înaintea lui Dumnezeu și am vrea fiecare dintre noi să fim conștienți că este o perioadă care va trece și din nou vom fi împreună. Dacă îmi doresc ceva, îmi doresc ca priveliștea aceasta cu toate scaunele goale din Biserica Betleem să se vadă, dar știți când? La răpire. Nici unul să nu fie în biserică, ci toate scaunele goale împreună și noi, biserica să rămână goală și să ne vedem sus pe norii cerului, întâmpinați de Domnul nostru care stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Ne plecăm în umilință și reverență și voi rosti o rugăciune.
Tatăl nostru care ești în ceruri, te binecuvântăm și îți mulțumim și pentru această zi. Este o zi grea, o zi pe care nu ne-am dorit-o și nu o înțelegem, dar dincolo de ceea ce văd ochii noștri carnali, știm, Doamne, că este ziua când Tu ai înviat. Ai promis lucrul acesta că vei pătimi pentru noi, că vei sta pe cruce și te vei lăsa să fii batjocorit, că te vei lăsa, Doamne, să fii bătut, să fii scuipat, să fii ridicat între cer și pământ pentru noi, ca să ne ispășești nouă păcatele noastre și fiecare dintre noi să putem să avem iertare în jertfa Fiului Tău, în ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. Mă rog, Doamne, ca în dimineața aceasta, în fiecare casă, în fiecare inimă, în fiecare suflet, să meargă pacea Ta, să coboare liniștea și să intre bucuria învierii, pentru că noi știm că ești Domnul nostru și nu mai ești într-un mormânt. Mormântul este gol, piatra este dată la o parte și Tu ești în cer împreună cu Tatăl și L-ai lăsat pe Duhul Sfânt ca să ne mângâie și îți mulțumesc că acest Duh Sfânt este acum aici, în Biserica Betleem și mă cercetează, dar știu că același Duh Sfânt este în fiecare casă, în fiecare inimă, în fiecare suflet, în fiecare gând, care mă ascultă și se roagă împreună cu mine. Știu că Duhul Sfânt îl cercetează. Mă rog ca timpul acesta să fie un timp binecuvântat pentru sufletele noastre. Ne aducem aminte de ceea ce ai făcut pentru noi și vrem să fie o realitate în care să nu ne mulțumim doar cu un mormânt gol, în care să vrem să-L întâlnim pe un Hristos viu și să fie pentru noi o mare bucurie. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că știu că m-ai ascultat, pentru că m-am rugat în numele Tău și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Haideți să mai rămânem așa într-un duc de închinare și să mai cântăm Domnului câteva cântări, să putem să ne gândim la mesajul cântării, să putem să ne gândim la sărbătoarea din ziua de astăzi și să fim plini de bucurie că Iisus cel Înviat este printre noi. Mare bucurie după cea-a treia zi, prin păduri și pe câmpie, păsări cântă mii și mii. După atâta întristare, după lupte și dureri, a venit și ziua mare, ziua Sfintei Învieri. Am înviat,
cruce, la Golgota, Iisus Hristos ne-a vindecat. Știind că-i viu, pot vinge teama, și eu sunt viu, căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, de brațul său voi fi mereu eliberat. Știind că-i viu, pot vinge teama, și eu sunt viu, căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, de brațul său mă simt mereu eliberat. Ca un copil ce se încrede în Tatăl său pe acest așa mă cred și eu în Domnul, și de păcate scătușat voios îi cânt. Știind că-i viu, știind că-i viu, pot vinge teama, pot vinge teama, pot vinge teama, și eu sunt viu, căci m-a salvat. Ispita grea mă va ajunge, de brațul său voi fi mereu eliberat. Știind că-i viu, pot vinge teama, pot vinge teama, și eu sunt viu, căci m-a salvat. Și când voi pleca în veșnicie, când lupta grea va înceta, îl voi vedea pe tron de slavă, pe cel ce moartea a împins prin jertfa sa. Și eu sunt viu, căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, de brațul său voi fi mereu eliberat. Amin. Hristos a înviat, slăvit să fie numele Lui. Așa cum spunea și fratele Codrin, nu mai răspunde nimeni în biserică, pentru că avem clădirea goală, dar biserica sunteți dumneavoastră și biserica e plină de prezența lui Dumnezeu și e plină de Iisus Hristos. Aș vrea în dimineața aceasta să vă gândiți de ce o trebuie să se întâmple toate lucrurile astea, ce sărbătorim noi astăzi și de ce le sărbătorim. Spunea cântarea care au cântat-o frații aici, El ne-a iubit venind în lume și pentru că ne-a iubit, s-a jertfit.
Pentru că te-a iubit și pentru că m-a iubit, a hotărât Dumnezeu, a hotărât Domnul Iisus să vină în lume și să se apropie de noi și să se apropie de tine și să-ți rezolve problema păcatului și să-ți rezolve problemele care noi le-am avut, pentru că noi nu puteam să ne apropiem de Dumnezeu și nu putem să ne apropiem de Dumnezeu decât prin sângele lui Iisus Hristos. Înainte ca să învieze, Domnul Iisus o trebuie să moară. Înainte ca să învieze, Domnul Iisus a trebuit să pătimească. Înainte ca să moară, Domnul Iisus a fost chinuit. Înainte ca să se jertfească pentru tine, a curs sângele Lui. Și aș vrea în dimineața aceasta să ne gândim la sângele lui Iisus Hristos, să ne gândim la ceea ce a făcut El pentru noi. Și vă rog să deschideți Biblia împreună cu mine la Ioan, capitolul 1. Aș vrea să citesc versetul 29, partea a doua, care spune: Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și pentru asta a venit Domnul Iisus Hristos, ca păcatul tău să fie ridicat, ca păcatul meu să fie ridicat. Astăzi noi sărbătorim moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, faptul că El a înviat pentru noi, faptul că a venit să ne ierte și să ne curățească, pentru că tot Biblia ne spune în Romani, capitolul 3, versetul 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Asta înseamnă că și tu, înseamnă că și eu, înseamnă că fiecare dintre noi am păcătuit cândva și am păcătuit și suntem departe de Dumnezeu. Dacă nu venea Iisus Hristos, păcatele care erau asupra noastră ne împiedicau să-L vedem pe Dumnezeu, ne împiedicau să ne împăcăm cu Dumnezeu, ne împiedicau să stăm cu Dumnezeu. Dar pentru că am păcătuit, a făcut cineva un plan. A făcut Dumnezeu un plan ca tu să fii mântuit, ca tu să fii mântuit. A făcut Dumnezeu un plan ca fiecare dintre noi să putem să fim iertați. În Romani 6:23 spune foarte clar cuvântul lui Dumnezeu: plata păcatului este moartea. Plata păcatului meu este moartea. Plata păcatului tău este moartea. Dar faptul că Dumnezeu a trimis pe Iisus Hristos să vină pe pământul acesta pentru noi, a dus rezolvarea păcatului nostru. A dus rezolvarea păcatului meu. Și atunci, de aceea spunea Ioan Botezătorul: iată Mielul lui Dumnezeu care vine să mântuie și care vine să ridice păcatul lumii. A venit Domnul Iisus Hristos pe pământul acesta ca să te mântuiască, ca să te scoată din păcat, ca păcatele mele și păcatele tale să nu mai pună o zi de despărțire între mine și Dumnezeu, ca să nu mai fie distanță între mine și Dumnezeu, ci să pot să beneficiez de prezența lui Dumnezeu și Iisus Hristos să trăiască în inima mea și Duhul Sfânt să locuiască în inima mea. Și toate astea s-au întâmplat pentru că a fost un plan făcut. A fost un plan făcut de Dumnezeu și Iisus Hristos a venit ca să rezolve problema între om și Dumnezeu, între tine și Creatorul tău. Și tot planul de mântuire care Dumnezeu l-a făcut, te are în vedere pe tine. Planul de mântuire are în vedere ființa ta. Are în vedere și are direcția îndreptată înspre tine pentru ca tu să fii mântuit, ca tu să fii mântuită, ca cel de lângă tine să fie mântuit, ca prietenul tău să fie mântuit, casa ta, familia ta, cunoscuții și toți acei pe care îi cunoști să fie mântuiți. Pentru asta a venit Domnul Iisus Hristos. Pentru asta trebuie să pătimească, pentru asta trebuie să-și întindă mâinile și să spună cu mâinile deschise: veniți, pentru că vreau să vă dau viață. Veniți pentru că vreau să mă apropii de voi și vreau să vă fac trecere slobodă de pe pământ în Împărăția lui Dumnezeu. Cineva trebuia să moară pentru păcat, pentru că plata păcatului e moartea. Și acel cineva ești tu. Acel cineva și eu care trebuia să murim, pentru că eu am păcătuit, pentru că tu ai păcătuit. Dar Dumnezeu în planul Său a spus: vreau să vă dau un miel fără cusur și singurul care poate să ridice păcatul lumii. Și pentru asta a venit Domnul Iisus Hristos. Pentru asta a pătimit, pentru asta a murit, pentru asta a înviat ca tu să ai viață. Astăzi ce trebuie să facem e să ne apropiem de Dumnezeu. Astăzi trebuie să vin credința în numele lui Iisus Hristos, să crezi în lucrarea care a făcut-o, să crezi în planul de mântuire, să crezi în iertare, să crezi că El te strămută în Împărăția Lui și să crezi că asta e lucrarea Lui. Asta e ceea ce face El. Pentru asta a venit El pe pământul acesta. De aceea aș vrea să facem o rugăciune și următoarea rugăciune să venim înainte lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, am vrea ca păcatele noastre să ți le mărturisim Ție. Am vrea să credem în lucrarea care ai făcut-o. Am vrea să credem că Tu ești Cel care ne curățești mintea, că Tu ești Cel care ne speli mintea, că Tu ești Cel care dai la o parte orice păcat. Și scriem în Cartea lui Dumnezeu, în 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să le ierte. În 1:7, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Dacă crezi,
Dacă ceri lucrul ăsta și dacă te apropii de Dumnezeu, sângele lui Iisus Hristos te poate curăți și ne poate apropia de Dumnezeu, ne poate pune în legătură strânsă cu Dumnezeu, ne poate face să fim una cu Dumnezeu, să trăiască Dumnezeu în noi, să avem putere din Dumnezeu și să putem să înaintăm și să mergem curățiți și spălați de sângele lui Iisus Hristos. Condiția e să-ți mărturisești păcatul. Condiția e să-ți pară rău. Condiția e să te lași de păcat. Și astfel, înspre binele tău, beneficiezi de jertfa asta. Că se poate întâmpla datorită gândurilor care le ai, datorită apăsărilor care le ai, să nu te gândești la Dumnezeu, să nu te gândești la sângele care a curs, să nu te gândești de ce s-au întâmplat toate lucrurile, să nu te gândești că ăsta e planul care l-a avut Dumnezeu pentru tine și să stai deoparte de jertfa, să stai departe de paștele astea, să stai departe de Iisus și atunci nu beneficiezi de ele. Dar haideți în dimineața asta să ne apropiem de Dumnezeu și haideți să credem că sângele Lui ne iartă de orice păcat și să-L mărturisim. Mărturisește-ți păcatele care le ai în mintea ta, mărturisește-ți apăsările, mărturisește-ți Domnului tot rău care l-ai făcut și să-ți pară rău de el și să te lași de el. Și apoi putem să progresăm, putem să propășim și să mergem să ne apropiem de Dumnezeu. Sărbătorim învierea Domnului, dar să nu uităm că înainte de înviere a fost o moarte, a fost un sânge care s-a scurs. Și sângele este cel mai important sânge. E sângele care spală orice păcat. E sângele care spală păcatul tău, e sângele care spală păcatul meu, e sângele care spală biserica Betleem, e sângele care spală gaiul, poltura și zona pentru care noi ne rugăm și stăm înainte lui Dumnezeu. De aceea, în rugăciunea aceasta, în prima parte, aș vrea să venim înainte lui Dumnezeu și să ne mărturisim păcatele noastre, ca El să ne curățească. Dar să nu uităm cum am început, iată mielul lui Dumnezeu care a murit pentru noi, să nu uităm că mielul lui Dumnezeu ne-a dus trecere înaintea Domnului. Mie și ți-a dus și ție. Haideți să ne rugăm pentru întreaga biserică ca Dumnezeu să lucreze. Vreau să vă uitați mai departe în text, în Ioan 1, versetul 31, aș vrea să-l citesc. Spune așa: eu nu-L cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca El să fie făcut cunoscut lui Israel. Astăzi cuvintele lui Ioan Botezătorul când mărturisea despre Iisus Hristos. Eu nu-L cunoșteam. Poate că nici voi nu L-ați cunoscut. Poate că nici eu nu L-am cunoscut pe Domnul. Poate că și sigur niciunul dintre noi nu L-a cunoscut pe Dumnezeu. Dar în dimineața asta haideți să încercăm să-L cunoaștem pe Domnul. Haideți să încercăm să cunoaștem planul care L-a avut pentru noi. Să înțelegem ceea ce a făcut Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Pentru că nu-L cunoșteam. Dar pentru asta a venit Ioan să facă o lucrare, ca prin lucrarea Lui alții să-L cunoască pe Iisus Hristos. La fel cum poate că mântuirea ta e personală, dar trebuie să fii îndreptat în așa fel încât oamenii care văd mântuirea ta, oamenii care te ascultă pe tine, oamenii care te cunosc pe tine, oamenii care te văd și îți văd viața, să fie îndreptați înspre Iisus Hristos. Prin trăirea ta, prin felul în care tu te raportezi la Paștele astea, oamenii să se îndrepte înspre Iisus Hristos. Oamenii să vină și să se gândească la Iisus, oamenii să se închine lui Iisus, oamenii să-și predea viața Domnului. De aceea avem două direcții în rugăciunea aceasta. Prima, ne mărturisim păcatele și prin felul cum noi ne mărturisim păcatele și prin felul cum noi trăim, alți oameni să-L cunoască pe Iisus Hristos. De aceea aș vrea să vă rog în a doua parte a rugăciunii să mijlociți pentru cei de lângă voi. Roagă-te pentru soția ta, roagă-te pentru soțul tău, roagă-te pentru copiii tăi, roagă-te pentru părinți. Vine înaintea lui Dumnezeu și mijlocește și stai înaintea Domnului și spune: Doamne, n-aș vrea să treacă Paștele astea pe lângă mine fără să beneficiez de ele, fără să le înțeleg, fără să le primesc și fără să mă pot îndrepta spre Tine. De aceea trebuie să facem cunoscut pe Iisus Hristos și Domnul să ne dea putere fiecăruia dintre noi în fiecare zi. Poate că acum e mai greu că nu ne întâlnim așa de mulți, o să fie mai greu un pic să predici, o să fie mai greu să trăiești pentru Domnul, pentru că ești mai departe de biserică, pentru că e o vreme de criză, e o vreme de carantină în care trebuie să stăm acasă, dar aș vrea să vă îndemn ceva. Prin mesajele voastre, prin cântările care le postați, prin postările de pe internet, prin tot ceea ce noi facem, îndreptați oamenii spre Iisus Hristos, ca toți oamenii să fie mântuiți și ca toți să se apropie de Dumnezeu. Aș vrea să le amintim oamenilor că a existat o jertfă, o moarte și o înviere, și că și ei pot beneficia de Iisus Hristos. Aș vrea să ne rugăm și să mijlocim, să stăm înainte lui Dumnezeu ca cei de lângă noi să fie mântuiți, ca Biserica Betleem să se roage. Dragi frați și surori, e timpul să ne rugăm.
E timpul să mijlocim înainte lui Dumnezeu. Poate că au fost perioade când o trebuie să facem evanghelizare și să ieșim înaintea oamenilor. Au fost perioade când o trebuie să venim la biserică și să ne închinăm împreună. Au fost perioade când o trebuie să ajutăm pe cei de lângă noi financiar sau cu tot felul de ajutoare. Dar acum cred că e momentul să mijlocim. E momentul să ne rugăm, e momentul să stăm înainte lui Dumnezeu ca ei să fie mântuiți, ca ei să-L cunoască pe Iisus Hristos și ca Dumnezeu să se atingă de fiecare dintre ei. Iisus să învieze în inimile lor, în inima ta, în casa ta, în familia noastră, în biserica noastră și în comunitatea noastră. Dumnezeu să lucreze. Amin. Haideți să facem o rugăciune. Mormântul gol și piatra sigilată s-a prăvălit când El s-a ridicat. Iisus e viu, El viu ni se arată. Iisus e viu, din morți a înviat. Hristos a înviat, adevărat că a înviat. Cântarea care dorim să o cântăm în continuare spune: ai biruit mormântul și moartea e învins. Mă rog, Domnule, ca în aceste momente, în perioada aceasta, puterea învierii să fie peste familiile noastre. Puterea învierii să fie peste casele noastre. Și Duhul de viață, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să fie în inimile și în sufletele noastre. Prin credință, salvat e de abis.
Ce bucurie să știu, am luat la sfârșit. Dragostea lui e aceeași azi, pentru orice păcătos. Cuvântul său e de plin încercat, într-o sală de conferințe din Rusia, a venit să propovăduiască împotriva creștinismului și și-a terminat speech-ul, iar la final a întrebat dacă are cineva vreun cuvânt de spus. Un bătrânel s-a ridicat de acolo din spate, a venit în față, a făcut o pauză de câteva secunde și apoi a zis cu voce tare: Hristos a înviat! Și toată sala: adevărat a înviat! Frați și surori, de la Betlehem, în mod special, vă zicem și noi dumneavoastră: Hristos a înviat!
Au încercat sistemele lumii să-L scoată pe Hristos din conștiința noastră. A încercat comunismul să scoată pe Hristos din conștiința noastră. Legile de astăzi care încearcă să ne limiteze venitul nostru în prezența lui Dumnezeu. Dar în conștiința dumneavoastră, în inima dumneavoastră, este acolo Hristos care trăiește, binecuvântat să fie numele Lui în veci. Frați și surori, ne este foarte dor de dumneavoastră. Este pentru prima dată în viața mea când cea mai lungă perioadă nu am participat la biserică și este destul de greu. Învățăm să slujim în vreme de război. De fapt, marii lideri ai istoriei au afirmat lucrul acesta. Vladimir Putin, Donald Trump, Angela Merkel. Suntem în plin război. Și este adevărat că ne aflăm în plin război. Ordonanța militară numărul 1 spune în felul următor: măsuri în caz de asediu. Asta înseamnă când o cetate este înconjurată de inamic, îi se taie resursele, apa, curentul și oamenii de acolo trebuie să reziste. Dușmanul nostru, inamicul numărul 1, este coronavirus de data aceasta. Dar aș vrea să vă opriți puțin. Imaginați-vă că sunteți părinți. Între mine și sora mea mai mică decât mine este o distanță de 1 an și 2 luni. Gândiți-vă că la distanță de 1 an și 2 luni, de 2 ani de zile, vine un copil și altul și altul și ajunge să aveți 4 copii sau 5 copii, să zicem. La un moment dat, vă bucurați foarte mult de ei, dar au 10, 12, 7, 8 ani de zile. La un moment dat, din anumite motive, copiii aceștia sunt sechestrați sau sunt închiși în școală și nu mai pot să vină acasă. Ce faceți dumneavoastră ca mame și ca tați în prima oră? Ce faceți în a doua oră? Dar dacă ei trebuie să stea o zi acolo, dar dacă trebuie să stea două, o săptămână, o lună, să vă gândiți că vă duceți în bucătărie, pregătiți mâncarea, dar nu știți dacă o va ajunge mâncarea la copilul respectiv sau nu. Aș vrea să înțelegeți puțin ce trăim noi zilele acestea. Să preparăm mâncare. Pentru că, imaginați-vă și lucrul acesta, în momentul în care nu vreți să veniți la biserică, mai este o șansă, că vă vizităm noi. Dar durerea e cu atât mai mare, cu cât știm că doriți să veniți la biserică și nu puteți să veniți, și nici noi nu putem să vă vizităm. Dar am încredere în Dumnezeu, care este prezent în mijlocul nostru, că de aceste sărbători, interesante sărbători, sunt primele sărbători din viața mea pe care le trăiesc și probabil și slujitorii din generația noastră. Sărbători fără dumneavoastră în prezența noastră și în prezența lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc un verset din Biblie. M-a preocupat zilele acestea Cristologia Paulină și modul în care Sfântul Apostol Pavel s-a raportat la înviere la Domnul Iisus Hristos. Filipeni capitolul 3 cu versetul 10. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. La fel ca și mine și dumneavoastră, probabil că ați observat o ordine nesincronizată aici. Să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui, ceva nu pușcă. Prima dată trebuie suferințele, apoi să mă fac asemenea cu moartea Lui, apoi învierea și celelalte lucruri. Dar într-un mod revelațional, ele sunt așezate în ordinea care trebuie, în ordinea revelațională. Întrebarea pe care o am în această dimineață pentru noi. Îl cunoaștem noi pe Domnul? Astăzi sărbătorim învierea Domnului nostru Iisus Hristos și o grămadă de oameni vor scrie pe mesaje, vor zice cu vocea la telefoane: Hristos a înviat. Oare câți dintre acești oameni îl cunosc cu adevărat pe Domnul? Imaginați-vă poporul Israel în care Dumnezeu a investit 6.000 de ani. 4.000 de ani, 5.000 de ani, a trimis proroci și la un moment dat vine să vadă investiția lui. Și uitați-vă ce găsește. Un copil, că Isaia, îl cheamă Dumnezeu și îi spune: du-te și spune, așa vorbește Domnul. Și vă rog să fiți atenți. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte la mine. Vai, neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiți, copii stricați.
Au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Ce pedepse noi să vă mai dea când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău? Nu vi se pare că se potrivește țării noastre, că se potrivește Uniunii Europene? Nu vi se pare? Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tâl până în creșter, nimic nu-i sănătos, ci numai răni și vânătăi. Carne vie nestoarță, nelegate și nealinate cu un de lemn. Și vă rog, zice versetul 8, și fiica Sionului a rămas o colibă în vie, ca o covergă într-un câmp de castraveți, ca o cetate împresurată. Așa găsește Dumnezeu pe poporul Israel și spune, nu mă cunoaște. Boul își cunoaște Israel, măgarul își cunoaște Israel și poporul meu nu mă cunoaște. În Eremia, capitolul 4, cu versetul 22, Dumnezeu este mai aspru și spune, poporul meu este nebun, nu mă cunoaște. Un om care are acces să-L cunoască pe Domnul și nu-L cunoaște pe Domnul, zice, poporul meu este nebun, nu mă cunoaște. Vine la un moment dat Filip și spune, Doamne, dar arată-ne-L pe Tatăl. Se uită Domnul Iisus Hristos la el și spune, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu mă cunoști? Nu mă cunoști? Frați și surori, de câtă vreme suntem noi cu Domnul? De câți ani de zile îl cunoaștem, avem acces la Domnul, avem contact cu Cuvântul lui Dumnezeu? Și vine Domnul în dimineața aceasta și ne întreabă, tu mă cunoști? Tu zici, Hristos a înviat. Tu sărbătorești învierea mea, moartea și învierea mea. Dar oare tu mă cunoști? Filipe, de 3 ani și jumătate sunt cu tine. Te-ai botezat de 3 ani de zile și nu mă cunoști? Există posibilitatea aceasta? Atât de mult îmi pare rău și mi se topește sufletul în mine când mă gândesc că sunt între dumneavoastră oameni care abia s-au botezat și nu au ajuns să cunoască plinătatea Dumnezeirii și n-a reușit să vă ajutăm. Sunt oameni care urma să se boteze. Lucrul acesta este destul de dureros pentru noi. În Ioan, capitolul 8, vine cuvântul Domnului și vorbește unor oameni care predică, unor oameni care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și care mergeau la templu. Zicea versetul 54, dacă mă slăvesc eu însumi, slava mea nu este nimic, Tatăl mă slăvește, El despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru și totuși nu-L cunoașteți. Cea mai mare dramă din universul acesta, 50 de ani de zile, 60 de ani de zile, să zic rugăciunea Tatăl nostru și eu să nu-L cunosc pe Dumnezeu Tatăl și El să nu mă cunoască pe mine. Frate Pavel, care este cea mai mare dorință ta? Cât de important este să-L cunoaștem pe Domnul? Știți cât de important? Ioan, capitolul 17, cu versetul 3. În cunoașterea lui Dumnezeu atârnă veșnicia, viața veșnică. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Oile mele cunosc glasul meu și nu se duc după un străin. Eu le chem pe nume. E vorba de reciprocitate. Și zice, frate Pavel, care e dorința ta cea mai mare? Te apropii de bătrânețe. Ai umblat cu Hristos. O singură dorință. Să-L cunosc pe El. Să-L cunosc pe El. Dar care sunt criteriile cunoașterii? Și spunea, și aș vrea să notăm 3 criterii ale cunoașterii lui Hristos pe care le învățăm în dimineața învierii. Și anume, ne referim strict la puterea învierii Lui. Să-L cunosc pe El prin puterea învierii Lui. Dumneavoastră știți ce rol a jucat învierea în viața Apostolului Pavel? La un moment dat era judecat și stând acolo saducheii și farisei, unii credeau în înviere, unii nu. Și la un moment dat, pentru că am zis că există o înviere, sunt dat în judecată de oamenii aceștia. Și atunci s-a iscat o ceartă între ei. Pentru Apostolul Pavel, faptul că Hristos a înviat, când l-a văzut viu, toată viața lui s-a schimbat radical. Din momentul acela a fost alt om. De ce? Pentru că puterea învierii lui Iisus Hristos i-a dat putere să slujească, i-a dat putere să cucerească pământul. Prin harul lui Dumnezeu a fost în Portugalia, pe coasta Oceanului Atlantic, la Cabo San Vicente, care în urmă cu 2000 de ani era capătul pământului. Acolo oceanul este rotund, se întoarce pământul înapoi. Și Pavel a zis așa, trebuie să mă duc cu Evanghelia până la marginile pământului. Era murit în păcat. După aceea s-a descoperit America la vreo 1700 de ani mai târziu. Dar acolo era capătul pământului. Omul acesta, știți de ce? Ceea ce i-a dat forță lui a fost puterea învierii lui Hristos. Aș vrea să
înțelegem trei lecții de la puterea învierii lui Iisus. Și primul lucru pe care vreau să-l învățăm în dimineața aceasta al învierii, știți care este? Ochii să fie ațintiți întotdeauna în sus. Asta înțelegem de la înviere. Matei, capitolul 7, când veți vedea toate lucrurile acestea, nu vă uitați la știri, nu vă uitați, nu vă lăsați cuceriți de fake news-uri. Privirile voastre să fie ațintite în sus. De ce? Pentru că izbăvirea noastră vine de acolo. Zice David, mă uit în stânga, mă uit în dreapta, vine inamicul, Absalom mă amenință, îmi ridic ochii spre munți, de acolo îmi vine ajutorul. O, nu, zice, nu. Ajutorul meu vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Puterea învierii lui Iisus Hristos ne-a luat ochii dincolo de statisticile pe care le vedem în fiecare zi. De bolnavii care se infectează cu COVID-19. Dincolo de accidentele care se întâmplă. Dincolo de toate lucrurile acestea. Puterea învierii lui Iisus Hristos ne ridică privirile în sus. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. N-a putut pământul să țină un sfânt. Niciodată pământul nu a mai avut un sfânt în el, ci numai păcătoși. Și s-a înălțat la cer și așa de la dreapta Tatălui. De aceea puterea învierii ne dă nouă speranță să privim în sus. Pentru că de acolo va reveni Domnul nostru Iisus Hristos, glorie lui în veci. Astăzi, în prima zi de Paști, ne ridicăm ochii spre cer, pentru că de acolo ne vine izbăvirea. Puterea învierii lui Iisus Hristos ne ajută să privim spre răsplătire. De ce credeți dumneavoastră că martirii au murit și au dat viața? Au venit în timpul prigoanei lui Dioclețian și au zis, ce-i cu voi? O armată de oameni. Am venit să murim pentru Hristos. Duceți-vă în pădure, zice, că găsiți destule funii. Omorâți-vă dacă vreți. M-am săturat să vă omor. Omor 100, sunteți 1000, omor 1000, 10.000. M-am săturat de voi. De ce? Pentru că oamenii aceștia aveau privirile ațintite în sus. Frați și surori, în momentul în care în viața mea mă las prelucrat de puterea învierii lui Iisus Hristos, moartea, suferințele trec de la sine. Știți de ce? Am prieteni și avem cunoștințe, oameni care au ajuns în depresie, oameni care au ajuns în anxietate. Știți de ce? Pentru că privirile sunt axate pe prigoană, pe virus, pe știri, pe probleme. Și în momentul acesta, puterea învierii lui Iisus Hristos nu are efect asupra mea. Dar când îmi ridic privirile spre Dumnezeu, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, chiar dacă ceilalți te înjură, puterea învierii lui Iisus Hristos să o proclam în viața ta, în familia ta, trăiește sub puterea învierii lui Iisus Hristos și jignirea colegului trece neobservată. Și amenințarea din partea sistemului trece neobservată. Ispitele din partea diavolului nu te mai afectează. De ce? Pentru că tu privești peste ele în împărăția lui Dumnezeu. Zice cuvântul Domnului în Filipeni, capitolul 2, kenoza. Kenoza este un termen teologic care arată că Dumnezeu s-a făcut om, iar după ce s-a făcut om, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de sus, de mult, da? Dar toate aceste lucruri, spune Apostolul Pavel, pentru bucuria care era pusă mai înainte. Frați și surori, eu nu știu care sunt problemele dumneavoastră. Poate că aveți în familiile dumneavoastră oameni care se simt rău. Poate că panica a pus stăpânire pe dumneavoastră. Am o veste bună, priviți spre răsplătire. Poate că slujirea vi se pare grea, poate că rugăciunea de mijlocire vi se pare grea, poate că faptul că trebuie să stați acasă vi se pare greu. Țintiți-vă ochii spre răsplătire și când te uiți la răsplătire, munca ți se pare mai ușoară. De aceea îmi doresc din toată inima ca puterea învierii lui Iisus Hristos să ne ia ochii de pe statisticile de la televizor și să ne uităm în sus spre Hristos. În al doilea rând, puterea învierii lui Iisus Hristos ne garantează permanenta însoțire a lui Iisus. Știm că-i viu, pot învinge teama. Știm că-i viu, Matei capitolul 28 cu 20. Uitați ce spune Domnul Iisus Hristos. Duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezați-i și iată că eu sunt cu voi. Acum vă rog să fiți atenți la forma aceasta, că e foarte importantă.
zice, vorbește Hristos astăzi în dimineața învierii și îți transmite un mesaj. Eu, Iisus, eu, Iisus, sunt. Nu am fost, am fost, sunt și voi fi. Dar acum, în dimineața asta, astăzi, eu, Iisus, sunt cu voi și cu părinții voștri, dar vreau să am o relație personală cu voi. Vreau să vă binecuvintez pe voi. Vreau să vă dau viață vouă. Vreau să binecuvintez copiii voștri. Eu, Iisus, sunt cu voi în toate zilele. În toate zilele. Fără excepție. Nu și-a concediu Dumnezeu niciodată în a ne însoți, în a fi cu noi. Iată că eu, Iisus, sunt cu voi în toate zilele și vă rog să fiți atenți. Până la sfârșit. Până la capăt. Dacă va trebui să trăiesc 90 de ani, până în ziua în care voi împlini 90 de ani, Hristos este lângă mine. Dacă voi trăi 80 de ani, Hristos este lângă mine. Hristos în noi, nădejdea slavei. Am văzut o frică generală la oamenii care se botează. Și frica aceasta sună așa. Oare o să pot să țin? Frați și surori, Filipeni capitolul 1 cu versetul 6, același Pavel spune așa. Sunt încredințat că acela, adică Hristos, care a început această bună lucrare în voi, El o va duce la desăvârșire. El o va duce până la capăt, până la sfârșit. Eu voi ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Nu mă bazez pe puterile mele. Mă bazez pe puterea lui Dumnezeu. Mântuirea este inițiativa lui Dumnezeu. Este proiectul lui Dumnezeu. Și proiectul acesta l-a început Dumnezeu în mine și El îl duce la capăt. Poate că unora dintre dumneavoastră vă e greu. Specialiștii preconizează și slujitorii preconizează că finalul pandemiei va fi unul cu foarte multe divorțuri. Pentru că nu s-o obișnuiți soții să stea împreună. Unul într-o direcție, altul în altă, să văd numai pe fugă. Nu s-o obișnuiți să stea împreună. Vreau să știți un lucru și probabil că vă gândiți. Vom ieși biruitori, vom ajunge undeva. Da! Pentru că cel ce a început această lucrare în noi, El o va duce la capăt. Nu știu care este impasul în care te afli, dar vreau să spun doar atât. Iisus e cu tine. Gloria lui Dumnezeu în veci. Aș vrea să repet. Puterea învierii lui Iisus Hristos îmi garantează permanenta Lui însoțire până la capăt. Eu, Iisus, sunt acum, în clipa asta, aici, sunt cu voi, cu tine, în toate zilele. Păi da, Doamne, dar uite ce mi se întâmplă. Sunt lângă tine. Da, am impresia, am sentimentul că m-ai părăsit. Nu te-am părăsit. Sunt lângă tine. Vreau să te binecuvintez. Vreau să-ți dau viață. Vreau să-ți dau pace. Pace vouă. Le-a spus Domnul Iisus Hristos. Vă dau pacea mea. Nu cum o dau trupele americane în Irak. Nu! Ci vă dau pacea mea. Așa cum Dumnezeu o dă. Și în al treilea rând, și aș vrea să ne rugăm, frați și surori, puterea învierii lui Iisus Hristos, știți ce mai garantează? Învierea mea în ziua de apoi. Îmi garantează, dacă El a înviat, mă va învia și pe mine. Ioan capitolul 6 cu versetul 54, este vorba de cina Domnului. Zice, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață și eu îl voi învia în ziua de apoi. E o problemă legată și de cina Domnului. Deocamdată e situația aceasta. Probabil ne rugăm Dumnezeu să ne lumineze împreună cu frații slujitori, să găsim o formulă, să ne împărtășim din trupul și sângele Domnului. Dar ascultați-mă, eu îl voi învia, zice Domnul Iisus Hristos, în ziua de apoi. Faptul că, păi ce garanție am eu, Doamne, că mă vei învia? Garanția că am zis că voi muri și după 3 zile voi învia și am înviat. Garanția că am zis că te voi învia și te voi învia în ziua de apoi. Aceasta, puterea învierii lui Iisus Hristos îmi garantează că dacă voi muri, mă va învia. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16. Noi, frați și surori, dacă va veni Domnul în timpul vieții noastre,
Noi vom pleca cu Domnul spre cer. Însuși Domnul cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu va suna. Noi ne vom trezi și vom pleca spre cer. În drumul nostru spre cer avem un indicator ce dează trecere. Întâi vor învia cei morți în Hristos, vor merge înainte, iar noi după ei. Este o ordine stabilită de Dumnezeu. Într-un fel, mi-ar plăcea și să mor înainte de răpire, ca să am întâietate în împărăția lui Dumnezeu, ca să ajunge înaintea dumneavoastră. În altfel, mi-aș dori și să fiu răpit, ca să nu mai gust moartea. Dumneavoastră știți că sunt două învieri și aș vrea să vă invit la prima înviere. Apocalipsa, capitolul 20, spune așa: și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus Hristos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mâna dreaptă. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-a sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Este pentru cei care au murit în Hristos. Și apoi, spune versetul 14, și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Și versetul 17, asupra lor, moartea a doua nu mai are nicio putere. Există o înviere a celor care mor în Hristos, care l-au cunoscut pe Hristos și care îmi garantează mie Domnul Iisus Hristos, prin puterea învierii Lui, că mă va învia. Și mai există o înviere în ziua de apoi, privind judecata pentru răul pe care oamenii l-au făcut pe pământul acesta. Frați și surori, dacă va trebui să adormim din pricina COVID sau alt motiv, nu mai contează. Câtă vreme ochii sunt priviți spre răsplătire, spre înviere, modul în care suntem prigoniți nu mai contează. Aș vrea să știți un lucru. Dacă ar fi să adormim, ne vom vedea la prima înviere. Dacă rămânem și nu murim, ne vedem la răpire. Ce frumos! Acestea sunt cuvintele cu care se hrănesc Sfinții Domnului până atunci, frați și surori. Noi nădăjduim că scurtă vreme ne vom vedea. Ne este foarte dor de dumneavoastră. Dar până ne vom vedea în familiile dumneavoastră, fiți sare și lumină. Știți ce înseamnă sare? Înseamnă răstignire permanentă. Așa se face, spune Sfântul Apostol Pavel, că în noi lucrează moartea și în voi lucrează viața. Ai luat sarea, ai pus-o în mâncare, ea se dizolvă, adică moare, nu mai vezi. Dar când ai gustat zeama, atunci îi simți gustul. Oare n-ar fi bine în perioada asta de tăcere, colegii noștri nu ne mai văd pe noi între ei? S-au închis toate fabricile, s-au închis majoritatea dintre ele, nu ne mai văd. Știți ce m-aș bucura? Să vadă efectul și să-și aduc aminte. Mă, stăteam de vorbă cu Onisim. Ce cuvinte frumoase spunea despre evangelizare, despre împărăția lui Dumnezeu. Noi nu mai suntem cu ei. Dar cuvintele noastre, gustul nostru, ceea ce am semănat, să rămână. Voi sunteți sarea pământului. Noi ne topim spre gustul lor și lumina lumii. Lumina care se consumă fiecare bec, are un număr de ore. Când s-au terminat numărul de ore, se arde. Două becuri mi s-au ars săptămâna aceasta. La fel și dumneavoastră, la fel și eu, avem un număr de ore. Când se consumă numărul acesta de ore, ne stingem, dacă nu vine Domnul. Dar ne stingem spre luminarea altora. Ce rămâne în urma ta? Ce rămâne în urma noastră? Frați și surori, puterea învierii lui Iisus Hristos îmi deslipește ochii de pe lucrurile de pe pământ care pot să-mi creeze frică și teamă și panică. De aici vine pandemie, rădăcina cuvântului panică. Puterea învierii lui Iisus Hristos îmi ațintește ochii spre răsplătire, spre împărăția lui Dumnezeu, spre Hristos care va veni cu putere și slavă și împărăția lui nu va avea sfârșit. 2.
Puterea învierii lui Iisus Hristos îmi garantează o permanentă însoțire a lui Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Cu mine este Iisus Hristos la Gheorog. Cu dumneavoastră este Iisus Hristos. Cu noi este Domnul. Noi nu ne temem de nimic. Fie chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrelor morții, spune David, nu mă tem de nimic că Tu ești cu mine. Puterea învierii lui Iisus Hristos îmi garantează permanenta însoțirea lui Iisus până la capăt. Și trei, puterea învierii lui Iisus Hristos îmi garantează că nu voi muri degeaba, ci în momentul în care voi muri, dacă va trebui să murim, El care a înviat a treia zi după Scripturi, ne va învia și pe noi și ne va duce în slavă. Dacă nu vom muri și vom trăi până la revenirea Domnului, va veni pe noi de slavă și ne va duce în cer. Asta este puterea învierii lui Iisus Hristos, care vibrează în viața noastră și în inima noastră. Lăsați-vă zidiți de cuvintele acestea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne plecăm la rugăciune. Aș vrea să mă rog împreună cu dumneavoastră, stăm cu capetele plecate. Mi este atât de greu, dar cred, am prieten care s-a vindecat, ascultând o mărturie despre vindecarea fratelui Tipei pe un computer. A fost vindecat de inimă și trăiește de 20 de ani încoace. Cred că Dumnezeu, prin puterea Lui, te poate ridica și pe tine, astăzi, acum și aici. Tată care ești din ceruri, îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, prin care ne-ai adus revelația completă. Am simțit îmbrățișarea lui Iisus, îți mulțumim, ai venit printre noi, ai trăit printre noi plin de har și de adevăr. Ai luat copii în brațe, ai binecuvântat, ne-ai vindecat bolnavii, ne-ai înviat morții, ne-ai eliberat îndrăciții. O, Tată care ești în ceruri, ai deschis gura ochii orbilor și gura muților și au început să vorbească. Și la final, ca răsplătire, în loc să-ți mulțumim, Te-am omorât, Tu ne-ai dat o împărăție, Lui ți-am dat un calvar și spini. Iartă-ne, Doamne! În dimineața învierii Tale Te rugăm în numele Lui Iisus Hristos, Tată, iartă vina poporului Tău. Declarăm puterea învierii Tale în fiecare familie, Tată. Puterea învierii Tale, Doamne, în dimineața aceasta, să ne ridice ochii de pe teamă, de pe lucrurile care putrezesc și să ne ridice ochii în sus. Dacă vreun frate de-al meu sau vreo soră de-a mea încă este stresat, agitat, frământat de vremurile care vor veni, ajută-ne, Doamne, să înțelegem că puterea învierii Tale ne ridică cu ochii în sus, să privim la răsplătire, să privim dincolo de zare în împărăția Ta. Îți mulțumim pentru puterea învierii Tale, care a cutremurat pământul, care a cutremurat locuința morților. Îți mulțumim pentru puterea învierii Tale. Doamne Dumnezeul nostru, Tată, îți mulțumim pentru Iisus și puterea învierii lui Iisus Hristos, care ne garantează permanenta însoțire în viața aceasta. Poate că sunt în dimineața aceasta oameni, frați și surori, care au sentimentul abandonului, nu ne-am mai întâlnit de mult cu ei, n-am mai putut să-i încurajăm, n-am mai putut să-i îmbrățișăm, n-am mai putut să ne rugăm pentru ei. Te rog, Tată, în momentul acesta lasă cercetare prin Duhul Sfânt și lasă, Doamne, acest sentiment al însoțirii Tale, convinge că ești lângă ei. Că ești lângă noi, nu ne-ai părăsit niciodată, veghezi asupra noastră. Ce vezi, Eremio? Văd un veghetor. Ai văzut bine, Eremia, pentru că eu, Domnul, veghez asupra cuvântului meu să-l împlinesc. Doamne, îți mulțumim pentru puterea învierii Tale, care ne garantează că într-o zi, ca porumbei spre porumba,
Moartea, marea va da înapoi pe morții ei. Locuința morților va da înapoi pe morții ei. Vom învia și vom împărăți cu mielul 1000 de ani și apoi o veșnicie. Acestea sunt speranțele noastre. Asta ne transmite astăzi puterea învierii tale. Îți mulțumim, Iisus. Îți mulțumim că ai înviat și pentru noi. Îți mulțumesc că puterea învierii tale a ajuns până la Betleem, a ajuns până în Arad, până în Gai, în Poltura. Îți mulțumesc că a ajuns și în România. Doamne, puterea învierii tale generatoare de viață. Ajută-ne să avem viață din belșug, mă rog, pentru frații mei și surorile mele. Dă-le răbdare, dă-le putere, dă-le resurse, pâine pe masă, păzește de pericole, păzește de frică, de depresie, lasă puterea ta de Dumnezeu. M-am rugat în numele Lui Iisus și din toată inima îți mulțumesc că m-ai ascultat. Amin.